Eu am spus că PSD-ul a fost condus de domnul Niculescu după sistem SRL, în care numai că el să face și nu a fost condus ca o organizație democratică. Și au fost încurajați niște oameni care n-au avut nimic a face cu munca politică. Oameni care să aibă credibilitate, oameni care să poată să facă o politică vis-a-vis de doctrina social-democrată care ar trebui să aibă PSD-ul astăzi. Și au apărut conflicte, sunt primari și s-a văzut la reuniunea de sâmbătă a PDL-ului, a fost și premierul Boc, foarte mulți primari PSD-iști sunt prezenți la întâlnirile PDL-ului. Există, dacă vreți, la ora actuală în PSD, o criză. O criză care, așa cum v-am spus, se datorește tocmai acestui fenomen, în care conducerea a fost cu mână de fier și nu neapărat într-un stil democratic. Și sunt într-o criză de conducere, dacă vreți. Și asta s-a simțit și la nivel național. Ceea ce s-a întâmplat cu PSD-ul de a ajuns domnul Ponta președinte peste rând, el este mult prea tânăr pentru funcția pe care o deține. Tocmai pentru că au fost conflicte la nivel mare între domnul Iliescu, domnul Năstase și efectiv se simte această, eu știu, bătălie internă. Întrunea domnului Radu Vasilică, care este și parlamentar, care amenință directorul de deconcentrate că vor părăsi județul când vor veni la conducere. Și face niște amenințări de tip stalinist, după părerea mea. Poți să ameninți pe un om în limbaj democratic. Dar nu să-l ameninți că pleacă din județ, că se mută și venim noi și executăm, nu știu ce ne mai face. Adică sunt niște idei sau niște concepte care nu au nimic a face cu democrația.